Avem informații, doamnelor și domnilor, de ultimă oră despre criza provocată de coronavirus. Toți românii care ajung în țară din regiunea Romanga, din Italia și Coreea de Sud, din Iran, vor intra obligatoriu în izolare pentru numai puțin de 14 zile. Și o altă informație, al doilea test pentru femeia din Timiș, diagnosticată la sfârșitul săptămânii trecute, este tot pozitiv. Colega mea, Sabrina Preda, este în acest moment în direct și ne aduce toate informațiile. Sabrina, te rog. Bun găsit, într-adevăr, pe lista localităților în care se presupune că ar trebui să intrăm în autoizolare la domiciliu s-au mai adăugat încă 3 țări. Vorbim de Iran, Coreea de Sud, dar și regiunea Emilia-Romagna din Italia. De asemenea, într-adevăr, testul pentru pacienta din Timiș a ieșit pozitiv din nou. Asta înseamnă că va rămâne internată în spital. Mai mult decât atât, cei doi pacienți, și aici mă refer la femeia din Timiș, dar și bărbatul din Cluj, starea lor este una stabilă conform ultimului comunicat care a sosit. Avem date noi în ceea ce privește persoanele care sunt în acest moment în carantină, vorbim de 42 de persoane pe teritoriul României, dar și peste 9000 de persoane care sunt monitorizate de către Direcția de Sănătate Publică la domiciliu, iar 13 teste sunt în acest moment în lucru în toate cele 5 centre din țară în care se lucrează astfel de probe, iar un dosar penal a fost deschis de către Inspectoratul Județean de Poliție Prahova pentru o persoană care nu a respectat normele pentru izolare la domiciliu.